mai devenit serioasă, dar până acum... Dar eu am iertat trădarea. Cum ai reușit? Ierți atunci când iubești cu adevărat. Vezi să nu încep la plânge acum? Salutare și bine ați revenit după cortină. Astăzi cu o prezență absolut superbă, prezentatoarea Doina Danielean. Salutare și bine ai venit. Mă bucur tare mult că ți-ai găsit timp, pentru că știu că ai un program foarte încărcat. Să știi că în programul meu încărcat era chiar în plan de mult să te salut, doar că trebuia să vină invitația și a venit și eu sunt încântată. Mă bucur foarte mult și am de gând să te întreb, primul lucru poate nu este plăcut, dar recent ai anunțat că ai divorțat. De fapt, divorțul a fost mai de mult, dar tu ai anunțat publicul tău, ca să spun așa, recent. Spune-mi, cum a venit divorțul în viața ta? Pentru că divorțul poate fi o ușurare sau divorțul poate fi o durere. Știi, de fapt, am fost cam secretoasă în planul ăsta, astfel încât nici nu v-ați dat seama, eu am fost căsătorită până în anul ăsta, doar că separată mai de demult. Și probabil faptul că în 2017 am încheiat studiile la Universitatea de Stat, Facultatea Drept, așa, m-a determinat să îmi eliberez nu doar viața, ci și actele. Și de aia am decis ca în anul ăsta să se înfăptuiască și chestia asta, pentru că am așteptat prea mult ceea ce îmi doream să se întâmple, însă nu s-a întâmplat. Și divorțul a fost o ușurare pentru mine. Am zis că prea mult s-a întins chestia asta și cum îl închei, pentru că știm noi durează foarte mult până se decide acolo chestii în instanțe, până apare decizia, când apare ea, cred că îmi dau și o petrecere de divorț. Să înțeleg că tu ți-ai dorit divorțul, dar el și-a dorit acest lucru? Uite, cred că mă iau acum emoțiile, pentru că probabil eu am așteptat să se schimbe ceva și nu să apară divorțul. Eu am așteptat 5 ani să apară o schimbare la bărbatul cu care am format un cuplu, o familie, și nu a venit schimbarea. De aia, nu știu, probabil e ceva ce trebuia să vină firesc. E ceva ce trebuia să mă completeze, e ceva ce trebuia să mă crească și să mă schimbe, astfel încât să devin aia de acum, care nu regretă absolut nimic, nici măcar faptul că am format o familie, nici măcar faptul că m-am căsătorit cu acel bărbat și că l-am iubit din tot sufletul, mai ales faptul că am un copil minunat din această căsătorie. De obicei, femeile, după ce divorțează, chiar dacă este o ușurare, cum a fost și în cazul tău, ele caută problema în ele. Și cred că ele sunt de vină. Ce crezi că se întâmplă asta? Pentru că așa suntem noi. De fiecare dată când se încheie o relație, noi niciodată nu ne gândim, măi, poate el este vinovat. Tot timpul ne gândim că noi am făcut ceva greșit. La mine a fost invers, absolut total diferit de celelalte femei. Eu întâi am suferit, am plâns, am urlat, am țipat, am cătat vinovata în mine primii ani de separare. Am încercat să repar tot eu ceea ce de fapt el a greșit. Am încercat să dau tot eu o șansă relației noastre și într-un final am trecut prin toate stările astea, că acum nici măcar să nu mai simt chestia asta. E doar o chestie ce ține de timp. Deja mă și irită faptul că durează atât procesul ăsta, pentru că procesul ăsta, chiar dacă am depășit, ne consumă. Un proces de divorț te consumă emoțional, energetic, te bulversează oarecum, dar eu am depășit toate cele stări de confuzie, de vinovăție, de băi, de ce n-a mers? Oare vina e în mine? Oare vina e în el? Eu nu mai caut vinovați în situația noastră, da? Eu nu mai caut vina cui este sau să explic oarecare lucruri. Nu, eu asta nu mai vreau. Eu vreau doar liniște, pace, să-mi cresc copilul, să-mi văd de carieră, poate să construiesc o relație mult mai bună decât aia și sunt foarte pretențioasă la capitolul ăsta. Atunci când se rupe o relație dintre un bărbat și o femeie, dintre un soț și o soție, și ei au un copil, relația de mamă și tată nu se termină. Deci, la care cameră să mă uit? Dragilor, nu știu la care să mă uit, dar
în societatea noastră, stimați bărbați, stimate femei, soți și soții, foști soți și soții, rolul de mamă și de tată nu se termină odată cu un divorț. Se termină rolul de bărbat și femeie, soț și soție, dar rolul de mamă și de tată rămâne. Să înțeleg că el s-a îndepărtat de voi. Exact. Din nu motivul ține de că cu fiul tău. Da, fiul deja lui. Deja e peste 4 luni de când el nu menține relația absolut, a rupt-o, pentru că dacă tu nu te întorci la mine, el mie nu mai trebuie. Cum îi explici asta copilului tău, pentru că bănuiesc că el îți dă o mulțime de întrebări? Simte... Cel mai trist în toată povestea asta este că fiul meu vede, înțelege, aude, conștientizează mai mult decât cred eu. Și pe lângă toate gândurile sale că tatăl său nu e în viața lui, el îi găsește justificări până în ziua de astăzi. Că tate are multe mesaje, că tate e foarte ocupat, că sunt foarte mulți oameni în viața lui și până vine rândul meu durează. Deci un copil de 7 ani gândește chestiile astea. Știu, e o traumă și deja lucrăm împreună cu un psiholog la starea lui emoțională, pentru că pentru mine foarte mult contează ca fiul meu să crească bine. Ce că... îți dorești de la un bărbat acum? Nimic. Nu de la el, desigur m-am referit la nimic material. Nu, eu mă refer la și emoțional și... Deci nu-mi doresc nimic, îmi doresc să fie el, atât. Și dacă el e ceea ce vreau eu, el e lângă mine, atât. Nu cred că materialul construiește un bărbat, nu. Și o femeie își poate construi materialul ei. Și fără un bărbat. Mi-am demonstrat asta mie toți anii ăștia. O femeie poate să învingă mult mai multe decât crede ea. Bărbatul perfect pentru mine acum e bărbatul așa cum este el. Și dacă așa cum este el mă atrage, atunci e perfect. Spune-mi dacă ai încercat sau cum ai de gând să suplinești lipsa tatălui în viața fiului tău. Poate el va reveni, dar acum, cum încerci tu să gestionezi această situație? Încerc să ocup fiul meu cu toate cele din jur, astfel încât să nu-l fac să se gândească la acest aspect. Împrietenește foarte bine cu bunierul său, prietenește foarte bine cu colegii mei de la serviciu, el nu odată a fost cu mine, prietenește foarte bine cu toți bărbații cu care avem ocazia să ne întâlnim, chiar și în parc. Dacă întâlnește un tată cu fiul său, nici nu observ cum creează o legătură cu ei și e împreună cu dânsii. Dar până la urmă, dacă e să mă aprofundez mai mult asupra subiectului dat, cred că viața le va pune la locul ei, la locul lor pe toate. Sigur. Și se va găsi acel bărbat care îl va iubi mai mult decât. Avem foarte multe exemple de copii care sunt crescuți de mamele lor alături de un tată. Nu pot să spun vitreg, nici nu mă îndur, pentru că am cunoscut cazuri reale în viață, inclusiv la nunțile pe care le moderez, când tatăl vitreg este mai iubit de către mireasă decât tatăl ei biologic. Și ea merge, îi spune un cuvânt frumos la microfon, inclusiv și fraza că tată nu e cel care m-a făcut, ci cel care m-a crescut. Exact, și îl cuprinde și îl sărută mai ceva decât pe un tată biologic. Dar eu totuși am speranța. Este un dar mare aici, pentru că de aia și-am încercat vreo jumătate de an în urmă să creez legătura cu tatăl său, o legătură de prietenie pentru fiul nostru, asta și spuneam, un parteneriat pentru copilul nostru, ceea ce este normal, apropo, să existe în fiecare familie care divorțează, părinții să formeze un parteneriat care nu se rupe nici de cum. El nu e posibil a fi rupt după un proces de divorț. Rolul de mamă și de tată rămâne pentru viață, dacă e într-adevăr din suflet, da? Și eu încă sper ca acest parteneriat să învie, aștept să se maturizeze. Dar care crezi că este motivul? Este prea supărat pe tine? Da. Pe copil nu cred că este supărat. Copilul totuși nu cred că n-are nicio vină până la urmă. Poate trece peste supărarea. Exact. Care... Unii bărbați spun că înșelăciunea într-o relație nu este un motiv ca o familie să se rupă. Deci e foarte simplu ceea ce spun eu și el este unul dintre bărbații care spune chestia asta. A, fapt,
faptul că te-am înșelat nu este un motiv să rup familia. Ceea ce ai făcut tu e mai dur și e mai incorrect, că ai luat copilul de lângă mine și ai plecat. Am unele rezerve față de asta și au fost momente în care am decis să trec și peste înșelat. Dar când am văzut că omul nu se schimbă și nu tinde spre ceea ce tind eu, nu privim în aceeași direcție. Și motivul despărțirii voastre a fost infidelitatea. Infidelitatea și faptul că omul nu încearcă să se schimbe și nu încearcă să se ridice la un nivel mai înalt decât a fost odată. Se spune că trebuie să iertăm. Tu cu siguranță l-ai iertat, dar da, m-ai uitat. Absolut, am iertat și am uitat. Pot să spun și chestia asta. Doar că femei, eu asta pot să o spun, dar nu o uit, știi? Spun că trebuie să iertăm, că înșelatul nu trebuie să ne despartă. Sincer, eu nu înțeleg asta. Ei, exact asta am avut și eu în gând, doar că îți mai spun o chestie. Da, eu îl iert, femeia care sunt acum, pot să trăiesc cu el mai departe. Exact. Dar femeia care sunt acum conștientizează perfect că suntem într-o societate... Nu vorbesc într-o 100%, dar suntem într-o societate care, din păcate, înșelatul, infidelitatea a devenit o regulă. Dacă nu înșeli, nu ești om, ci ești robot. Mai sunt și chestii de astea și femeia care sunt acum ar putea să tragă peste un act de înșelăciune. Da, eu aș putea să iert acum bărbatul infidel de lângă mine. Eu aș putea să-l iert cu condiția că el este și mai bun, el încearcă să se ridice și încearcă să se schimbe. Eu, ceea ce ți-am spus ție acum, de fapt, înșir într-o carte. Da, m-am așa decis în sfârșit să combin versurile din 2006, 2007, 2008, perioada de adolescență când scriam foarte mult, cu rațiunea și textele pline de, nu știu, maturitate, aș putea să spun, dar încă nu știu dacă sunt suficient de matură. Într-o carte. Deci fac o combinație de versuri și proză cu așa un final care vreau neapărat să conțină câteva sfaturi pentru cuplurile care divorțează, pentru că cunosc foarte multe situații în care femeile stau și rabdă. Eu nu am avut violență, nu am avut certuri îndelungi. Eram ambii de genul, s-a trântit ușa, s-a uitat, s-a plecat, ne-am întors, nu-i nimic. Uneori mă și enerva chestia asta, că se comporta ca și cum nu ar fi fost nimic. Dar vreau ca și societatea noastră să înțeleagă, atunci când nu e de stat și când ai 20 și ceva de ani și simți că nu ți ajunge ceea ce îți oferă omul ăla, pur și simplu pleacă. Divorțul nu e un tabu. Gata, nu mai e un tabu divorțul. Să stai să să suferi, să primești lovituri, să umbli vânătă, ca va vorbi vecinii. Vor vorbi vecinii și vor spune, vor arăta cu degetul, lasă arate. Eu sunt obișnuită. Dacă lumea te vorbește, dacă lumea te vede, dacă lumea te împinge prin spate, înseamnă că tu ești înaintea lor. E o vorbă pe care mi-a spus-o cineva și o țin cont de ea. Dar spune-mi, tu spuneai că ești foarte pretențioasă la bărbați acum. Spune-mi dacă există cineva de atâta ta. Acum, în acest moment... Aha, zâmbetul ăsta spune ceva. Spune ceva. De fapt, nu mai ascund chestia asta. A început de foarte puțin timp. Însă, de foarte mult timp s-a chinuit omul. L-ai chinuit foarte mult, da? De ce? Nu, eu nu l-am chinuit, el s-a chinuit, știi? Eu de start am zis, sorry, nu. Eram prieten pe Facebook de peste un an, nu ne cunoșteam absolut, nu știam că este prima mea de prieteni și ne-am întâlnit în trafic. Și cum a fost? Povestește-mi, s-a apropiat el de tine? Nu, am trecut, în grab spre o întâlnire cu niște miri pentru a semna un contract. Am trecut chiar la câțiva milimetri de oglinda mașinii lui. Nici n-am văzut cine e la volan și cine e. Am văzut doar o siluetă așa unui bărbat care se uita foarte atent dacă trec eu pe lângă oglinda lui sau nu. Intenționat s-a plasat acolo. S-a plasat un pic mai pe banda mea ca să nu treacă nimeni și eu am trecut. Și am arătat și limba la final și am plecat. Și cum ați regăsit? E foarte interesant. Facebook. Ceea ce îți spuneam.
te-a recunoscut. Deci m-a recunoscut, că... a recunoscut mașina mea, pentru că nu e o noutate ce mașina avea la moment, și a scris ceva foarte, foarte interesant despre șoferiță, ce fel de șoferiță sunt eu. Și când îmi vinea crede că am trecut eu prin acel spațiu, m-am strecurat și a decurs totul absolut ca o prietenie. I-am răspuns foarte bine, cum și răspund, de fapt sunt foarte receptivă pe toate, pentru toate mesajele, chiar și din partea unor necunoscuți, pentru că așa mi este job, așa mi este firea, așa mi este activitatea. Și a urmat de atunci, din momentul ăla, o perioadă de luptă continuă pentru bărbatul ăsta. Și cert e că nu pot să-mi explic de ce, dar de prietenia cu el, de discuțiile care le aveam, nu venea să cred. De fapt, de genul meu, întotdeauna am prietenit mai mult pe, cu băieții, da? Chiar de mic, aveam mai mare încredere decât în femei. Nu prea cred în prietenie dintre femei, apropo. Și îi spuneam, îi turnam totul, știi? Mi se întâmpla ceva, cui? Lui, turnam totul. Și cu nervi, și cu lacrimi, și cu zâmbet, și cu fericire, și cu tristețe. Și la un moment dat, când am realizat că nu mai există niciun secret între noi și suntem foarte deschiși unul cu celălalt, mai ales că și el a trecut printr-o experiență destul de dureroasă, cum a fost și a mea, mi-am dat seama că el și-a dat seama că își dorește ceva mai mult cu mine, pe când eu nici de cum. Deci nu-l vedeam nici în ruptul capului pe bărbatul ăsta lângă mine. Doina, să știi că am un mic joculeț acum pentru tine. Cele patru întrebări deja celebre. Și o să începem cu întrebarea de 40 de grade și spune ce ai alege între un bărbat, un bad boy cu bani sau un good boy fără bani? Un băiat bun. Dacă ar fi așa să alegi, știi, e un joc. Nici unul, nici altul. Trebuie să alegi ceva, nu poți. Să știi că alegerea fiind numărul 2, pentru că... Un good boy, un băiat bun. Da, pentru că orice băiat bun e și rău. Ca și orice femeie. Trecem la întrebarea de 60 de grade. Spune un lucru pe care nu l-ai putut și nu-l vei ierta niciodată unui bărbat. Cred că tu ne-ai spus mai devreme. Prostia. Definește prostia. Păi prostia pe general. Infidelitatea la fel este o prostie. Ok. Întrebarea de 80 de grade. Spune-mi dacă știi ce înseamnă friends with benefit și dacă ai avut vreodată o astfel de relație. Știu ce înseamnă, pentru că nu a fost o singură propunere pe rețelele de socializare din partea unor asemenea prieteni. Păi îți spun că bărbații la noi cred că asta e unica soluție și unicul drum spre o femeie, să-i scrie pe Facebook inclusiv și asemenea propuneri. Da, am avut și le-am refuzat din start. Eu văd ori doar prietenie, ori deja e și prietenie și restul. Și acum o întrebare de 100 de grade. Spune dacă ai avut vreodată vreo relație cu un bărbat din showbiz sau măcar cineva din showbiz te-a curtat? Nu. Nu, pentru că... Aș fi spus că da. Nu. Aș fi sperat și să aflăm ceva, o bombă. Pentru că foarte mulți mă tot întreabă, fostul tău soț este din showbiz? Cine este? Se cunoaște numele lui foarte global pe Republica Moldova măcar? Nici nu. Actualul iubit nu nici este actual, din lumea asta. Nici fostul nu este din lumea asta, pentru că în lumea asta am doar colegi de muncă și atât. Și oameni cu care lucrez și atât. Doina, mulțumesc foarte mult pentru sinceritate. Cu drag. Un interviu cu adevărat de suflet și mult succes în tot ceea ce faci, mult succes cu relația ta și să fie sănătos și băiețelul tău. Neapărat, mulțumesc ție, multe realizări frumoase și cât mai multe vizualizări. Că pentru asta acum toate sursele lucrează și evident cât mai mulți oameni sinceri aici și deschiși. Mulțumesc tare mult! Vă mulțumesc și vouă pentru atenție și fiți cu ochii pe noi în continuare!